Nicu vă salută din nou. Bună dimineața. În acest clip am hotărât să-mi savurez NES-ul alături de voi, pentru că vreau să vă spun în acest clip ce schimbări am mai făcut eu în grădina din fața casei, bineînțeles. Înainte de toate, vreau să vă spun că este o grădină de 36 de metri pătrați. E suficient de mare, cel puțin din punctul meu de vedere. Și aici vreau să vă spun că anul trecut am făcut o schimbare. Ați văzut și voi, de fapt, în acele clipuri scurte, în niște clipuri normale, clipuri mai lungi, atunci când am mai filmat florile din grădină, în aceste jardiniere noi, pentru că anul trecut, de ceva timp, aveam un plan de 2-3 ani să fac o schimbare aici în grădină și uite că anul trecut am reușit ca să-mi îndeplinesc visul și în acest an am făcut, de fapt, am plantat ceva ce-mi doream de foarte mult timp. Puteam să fac chestia asta de foarte mult timp, de fapt puteam să plantez coniferele respective pe care ați văzut deja din titlu despre ce este vorba, însă tot am amânat. Vreau să vă spun că în urmă cu 15 ani am mai cumpărat un conifer, nu era tuie, era tot un conifer foarte, foarte frumos, însă nu mai știu exact cum se numea. L-am avut undeva în grădina din spatele casei, acolo pisicele s-au jucat, după care s-a rupt vârful și s-a uscat. Și de atunci n-am mai pus tuia, n-am avut, de fapt n-am mai plantat niciun conifer. Și uite că anul trecut mi s-a pus pata să fac aici o schimbare în grădină, o schimbare pe care mi-o doream de foarte mult timp și cu această ocazie am cumpărat și aceste jardiniere. Sunt 60 la număr, le-am distribuit la 1 metru jumătate, pentru că aici am făcut-o să vă arăt mai de aproape. Deja poate ați văzut mulți dintre voi în clipurile mele și am vrut să fac o schimbare pentru că îmi doream asta și în primul rând aici în fața casei, în grădina din fața casei și în curtea din fața casei vreau să am doar gazon, așa cum ați văzut. Nu pot să am doar gazon 100% pentru că cu această ocazie vreau să vă spun aici la mine, chiar unde suntem noi aici, în acest perimetru, pe timpuri, eu n-am apucat bunicii mei, trecea râul, deci râul care acum e la 200 de metri distanță, în partea dreaptă, ați văzut foarte bine de multe ori când mă duc la pescuit, unde este râul, e la o distanță de considerabilă de partea noastră, cum ar veni. Este mult mai aproape de cealaltă, unde locuiesc alți vecini. Și aici, unde la poarta unde e șanțul, pe timpuri trecea un mic pârâu. Avea și pește, eu nu l-am prins, bunicii mei. Deci pe aici a fost gârlă, vă dați seama, pe timpuri. După care au lucrat oamenii, au deviat apa și așa mai departe, râul. Și de atunci nu mai sunt probleme, chiar dacă vine apa mare, nu mai sunt probleme să vină apa aici. Bunicii mei au prins pe timpuri, noaptea când a venit apa foarte mare, a plouat câteva zile și bineînțeles că s-au urcat noaptea cu animale, fiecare cu ce a putut, sus pe deal și acolo a avut scăpare. Dar apa a venit până în curte. Și pe timpuri aici era râu, de asta când lucrez pământul în grădină, chiar și când am probleme și cu gazonul, efectiv, nu mai zic când am făcut aleea, dar aleea din fața voastră, din fața mea, pe care o știți foarte mulți din clipurile mele, am și un clip, dar din păcate atunci nu am avut canal de YouTube și nu am putut ca să filmez un clip. Am făcut doar așa câteva poze. Aici am muncit la aleea asta foarte mult pentru că am vrut să o fac de 10 cm, dar efectiv din cauza petrișului, când dai de petriș și îți blestem zilele, da? Știți foarte bine ca și la o fântână. Am fost nevoit să o fac la 7-8 cm pentru că am muncit foarte mult. Vreau să vă spun că nici la 5 cm, cred că la 3 cm, deci nu ajungi la 5 cm, dai de petriș și acolo îți blestem zilele pentru că este o muncă epuizantă. La fel am pus și cu gazonul, de asta foarte mulți mi-au spus că asta nu e gazon. Bineînțeles că nu e gazon, că și iarbă pe timpuri aici în curte, bunicii mei aveau păsări, da? Era romaniță, dacă știți, acea plantă medicinală de mușețel. Noi așa o numim aici în Franța, romaniță, este vorba despre mușețel, foarte multe plante și nu e gazon 100%. Pentru că nu au, în primul rând, loc rădăcinile ca să se dezvolte, da? Rădăcinile trebuie să aibă loc mai mult în pământ să se dezvolte. Deci acolo este pietriș, eu mă mir cum a crescut așa frumos gazonul în unele porțiuni, pentru că a mai semănat gazonul, după cum bine știți, într-o porțiune. Dar eu mă bucur foarte mult, pentru că v-am spus, nici la 5 cm dai de pietriș. La 3-4 cm și acolo, unde să mai crească planta respectivă, în special gazonul. Aici în grădină e cu totul altceva. Vreau să vă spun că aici am făcut o schimbare în grădina asta, din fața casei. Acolo unde am acum tuia, o să vă arăt. Și o să vă las la final și imaginile de ieri, pentru că ieri am filmat clipul. Ieri am lucrat aici cu motosapă pământul, am plantat tuia,
mi-a luat ceva timp de asta, eram foarte obosit și nu am mai avut chef să filmez. Și acum, odihnit, încep o nouă zi de muncă, după ce filmez acest clip, bineînțeles că am foarte multă treabă, trebuie să plec și în altă parte. Și acum hotărât să vă fac așa, la un NES, să vă spun de fapt ce a fost pe timpuri aici și cum am schimbat eu mica grădină, care din punctul meu de vedere e o grădină măricică. Cum am schimbat-o să aibă de fapt un aspect foarte plăcut și așa va vreau ca să o mențin permanent. Aici, după cum ieșiți în partea stângă, în partea mea, până anul trecut am avut o magnolie pe care nu am plantat-o eu. Eu eram la oraș, au plantat-o părinții mei, tatăl meu. Din pepinieră era strâmbă, i-au pus un tutore, da, un par, ca să o îndrepte, dar nu s-a mai putut și era strâmbă. Ați văzut și voi în clipurile mele, o magnolie violet, foarte mișto, avea undeva aproape de 20 de ani. În fiecare an producea, însă am fost nevoit anul trecut pentru că am pus aici foarte multe jardiniere cu flori și aici chiar la 4 puncte, da? La 4 jardiniere, pentru că aici jardinierele, după cum bine ați observat și voi și o să vă arăt în scurt timp, am vrut să fac așa ca un cuib și de exemplu 4 jardiniere, am pus 2 gri, 2 roșii, le-am cumpărat din Dedeman anul trecut, foarte bune, sunt calitative, deci eu aveam o teamă că la geră se crapă, nu. Sunt jardiniere de speciale pentru interior, exterior, bineînțeles, și sunt foarte calitative, bineînțeles, sunt presate, vibrate și așa mai departe, cum sunt jardinierele. Sunt foarte încăpătoare, au 20 de centimetri, ori 20, destul de, adică foarte groase, nu destul de groase. Și vreau să vă spun că jardinierele acestea, da, la această formă, la acest aspect, puteți să le puneți și suprapuse, în linie, să faceți mai multe chestii cu ele, dar eu m-am gândit foarte bine cum ar da niște jardiniere, cum ar veni, e ca o floare, da? Pentru că așa am vrut să fac, am vrut să le fac în acest fel și din punctul meu de vedere cel mai mișto e să le puneți așa, pentru că din 4 jardiniere puteți să faceți 5, da? Cu partea de la mijloc, deci aveți 1, 2, 3, 4 jardiniere unde puteți să puneți aceeași specie de floare sau efectiv flori diferite, cum am procedat și noi. Și aici, în mijloc, pentru că ele vin așa unite, formează tot așa un rotund și fix 5 jardiniere. Deci din 4 puteți obține 5 jardiniere, 5 lăcașuri unde puteți să puneți florile. Și mi se pare foarte mișto pentru că 4 jardiniere în această formă arată fix ca o floare. Da? Deci 2 petale roșii, 2 gri. Aici nu am mai găsit, din păcate, la cele 2 și am pus doar gri. Nu mai aveau. Le-am cumpărat din Dedeman, 14 lei și un pic, aproape 15 lei bucata. Foarte, foarte mișto și chiar sunt grele. Și dacă puneți cumva flori și bulbi, vreți ca să mai dea și anul următor, pentru că florile, de exemplu, cum ați spune, o zambilă, da, sau orice altă floare, puteți acoperi, bineînțeles, iarna cu o folie, da, aceste paturi. Bineînțeles, cumpărați pământ special de flori, cum am cumpărat și noi, și mai puneți ceva și oricum se păstrează foarte bine, deci nu intră frigul, gerul, ca să afecteze rădăcina și în anul următor o să dea plante. Și noi mai avem câteva plante, dar am pus mai multe sortimente anul trecut și din acest motiv trebuie ca să mai locuim acum, că unele au fost mai proaste, unele, dar ați văzut și voi în clipuri ce frumoase au crescut florile, foarte, foarte înalte, pentru că pământul, bineînțeles, vă cumpărați în fiecare an, pentru că de la udare, atunci când udați, se mai lasă, da? Pământul și dacă vă cumpărați 2 saci de pământ, e foarte ieftin, vă dați seama, pământ special de flori, noi așa am cumpărat pământ de flori, o să vedeți și în clipul ăsta imagini de anul trecut. Nu am filmat chiar toată operațiunea, pentru că aici mi-a luat ceva de muncă, pentru că în momentul când am făcut aceste ronduri, așa, ca să le numesc așa, cu flori, am măsurat, am pus șipcă să fie la milimetru, da? Și oricum, acolo unde vine rândul de tuia, vine aleea, rândul de tuia, cărare între tuia și flori, tot între tuia și între flori și... Între flori și flori, da? Între cele două jardiniere vine cărare, aici jardinierele și aici, bineînțeles, cărare lângă garda. Deci totul este organizat, totul este calculat, să poți trece foarte ușor și cu mașina de tun și așa mai departe. Deci, magnolia am eliminat-o anul trecut pentru că ea în ultimii 4 ani înflorea, dar dădea bruma, frigul și florile de flori se alegea praful. Tot cu magnolia, în primul rând, umbrea 4 insule, dacă să le numesc așa, 4 insule le numea,
le umbrea și de 5, 10, 15, 20, 20 de flori erau umbrite și am preferat ca să o tai pentru că făceam în primul rând foarte multă mizerie, da? Foarte multă mizerie și cel mai important, umbrea florile, da? Și am zis aici ca să, să nu mai am niciodată pom. Oricum, acolo am avut magnolie, aici undeva, chiar în fața, în fața mea. Pe timpuri bunicii mei aveau, au avut de fapt un păr de vară foarte, foarte înalt, bătrânul mai producea la întâiată în urmă cu peste 10 ani. Acolo am mai făcut bunica un liliac alb, foarte bătrân, care l-am eliminat de foarte mulți ani, de 15-20 de ani. Și aici am preferat să fie o grădină specială de flori. Bineînțeles că în acest perimetru puteam să fac multe chestii. Chiar era în plan, până în urmă cu 4 ani, să fac aici un foișor de grădină frumos, dar am preferat să nu mai fac, pentru că acolo am destul teren în spatele casei, în grădină din spatele casei, acolo am și vie, am anumite flori. Și aici era în plan un foișor, însă am renunțat la idee, pentru că mi-a venit ideea asta minunată și așa vreau să o păstrez. Deci aici, în permanță, vreau să am jardiniere cu flori. Jardinerele au un aspect deosebit, sunt foarte ieftine, calitative. Bineînțeles, vă puteți cumpăra orice tip de floare, pentru că aici noi am vrut să facem, să avem pe întreg sezonul, da, iarna, bineînțeles că nu, se poate acest lucru, să avem și primăvara și vara, până toamna târziu, ați văzut că am avut până noiembrie flori, acei copăcii frumoși care au crescut chiar și la un metru, foarte bine le merge și vrem să avem flori și primăvara și vara și toamna. Chiar vreau să plantez niște zambile, niște ghiocei, să avem și primăvara foarte frumos, pentru că vă cumpărați din piață la ghivece, da? Acele florile dorite de voi și evident că foarte ușor îndepărtați, de exemplu, dacă nu mai merge o floare, da? Luați rădăcina, puneți în pământ, mai adăugați puțin pământ, da? În jardinieră, să fie 3 sferturi, nu plină, da? Pentru că în momentul când noi irigăm aici decât stropitoarea, după cum ați văzut, și efectiv mai cade pe jos, mai curge pe jos, da? Puteam 3 sferturi. Și plantele o duc foarte bine, mai ales dacă este. Mai puneți îngrășământ și așa mai departe. Dar e bine să aveți, da? Cum ar fi, de exemplu, un ron ăsta cu 5, să avem zambile, un ron, să avem, dau un exemplu, ghiocei și alte plante. Noi am avut petunie, am avut crini, vreo 6 sortimente, da? Am pus anul trecut, tot așa din piață, am cumpărat la ghivece. Florile sunt foarte ieftine și e un colț de rai aici, în grădină. Deci totul, v-am zis, este calculat, tuia la fel, am pus 6 tuia, cât ține de acolo din colțul casei până la tuburile de beton, pentru că acolo ați văzut tuburile de beton, am cumpărat anul trecut în vară, la începutul verii și nu am avut timp, că am avut foarte multă treabă, dar în această primăvară, dacă reușesc așa, vreau să fac acolo o fântână, pentru că acolo am avut un puț american, din păcate nu mai era multă apă, nu puteai să o rănești, nu puteai de fapt să te bagi acolo și vreau să... Am eliminat în urmă cu 2 ani, am scos tuburile acolo, am astupat să nu se bage cumva pisicile, să cadă acolo și efectiv tuburile le-am aici, 3 tuburi, 2 metri jumătate o să fie fântâna, 2 metri pentru că dăm de apă, special acolo vreau ca să fac o fântână pentru irigat. Deci irigăm grădina când opresc ăștia de la rețea apa vara pentru că este apă insuficientă și câteva zile nu avem apă, am aici o fântână, da? O să fie o fântână, o elimin pe aia, v-am zis. Deja am eliminat o parte, când o să fac fântâna asta, o să fac un clip, bineînțeles, ceea ce o să am de muncă pentru că e mult petriș și atunci o să păstrez, am de fapt câteva imagini și când am demolat fântâna, am spart cu barosul și așa mai departe. Deci acolo o să fie o fântână, ori o fac până la începutul verii, vedem că n-am și o timp, că am foarte multe treburi. Deci acolo o să vină o fântână, alee frumos cu flori, aici o să mai cumpăr niște flori să punem și pe betonul ăsta. Aici am filmat un clip în urmă cu 4-5 ani, dacă nu mă înșel, dar am șters imaginile, deci betonul ăsta unde stai eu acum. E special pentru flori, aici o să pun niște jardiniere de plastic și oameni buni, de totul este calculat, da? Deci distanța între jardiniere e de 1,5 metri, tuia, 6 bucăți am cumpărat, bineînțeles că le-am pus toate așa la 1,5 metri pentru că vreau să vină fix în direcția cu jardinierele. De ce? În momentul când o să... încă ceva, aici vreau să vă spun că încă de anul trecut se poate observa că a fost destul de cald luna trecută, acum suntem la începutul lunii martie și a crescut gazonul. Deci aici am semănat gazon, acolo am semănat ieri gazon, nu am mai filmat chestia asta, să crească frumos tuia și aici să fie numai gazon. Și bineînțeles că aici am băgat și anul trecut mașina, o să bag și anul ăsta mașina, deci aici o să fie gazon. O chestie care nu mai ieși chiar așa cum trebuie, cum mi-aș fi dorit-o de fapt. Eu nu am un tăvăluc, da? Tăvăluc știți foarte bine ce este, nici nu mi-am cumpărat până acum un tăvăluc. Și aici, când am făcut schimbările astea, am tăiat și magnolia și așa mai departe,
Am mai scos câteva rădăcini și rădăcinat de la păr. Foarte, foarte bine. Deci acum este pământ curat în zona asta. Am plantat gazonul și bineînțeles că puteam să fac și ceva de lemn, dar am preferat, dacă tot am avut tuburile astea, neavând tăvăluc, trebuie să fiu un pic să ai imaginație. Până să pun aceste jardiniere, după ce am semănat gazonul, am luat un tub și timp de jumătate de oră, vă dați seama, tubul ăla e foarte, foarte greu, are 400 de kg, am înțeles, un tub de beton și m-am dus așa foarte ușor, pentru că e greu de împins. Și am nivelat pământul ăsta, l-am făcut cât de cât drept. Deci dacă nu am un tăvăluc, dacă nu aveți un tăvăluc și aveți la îndemână un tub de beton, cei care poate să împingă, vă dați seama, cu tubul de beton l-am folosit mai concret pe post de tăvăluc. Și m-am dus tur-retur până aici și bineînțeles că pământul era mai cu denivelare așa, de la atâtea munci pe care l-am realizat aici și efectiv am îndreptat pământul, de la greutatea tubului s-a îndreptat pământul și gazonul acum a început să crească, uitați, gazon verde și acolo să crească, deci aici vreau să am gazon, bag mașina, bineînțeles că nu poți să umbli cu mașina chiar peste tot, că nu ai spațiu suficient cu forfecuța și aici vreau să am flori permanent, acolo să am tuia, tuia va crește până undeva la 3-4 metri, dar eu nu o să o las la, poate o las doar la 2 metri atât, nu la 3 sau 4 metri, arată, uitați, asta este grădina, da, mica grădină. Bineînțeles, aici este aleea, aici din păcate atunci nu aveam canal de YouTube și am făcut câteva poze așa pentru mine și atunci cred că am două clipuri pe canal, doar din poze am muncit foarte mult, nu mi-a ieșit chiar foarte, foarte dreapta aleea pentru că nu am avut scândură suficientă și trebuia să fac 2 metri cât era scândura, după care ziua următoare, după ce se întărea, da, compoziția trebuia să mușc scândura și tot așa, 3 zile mi-a luat aici, m-a prins și ploaia, foarte multă muncă pentru că nici la 5 cm dai de pietriș aici la fel, da? De asta eu mă mir cum am un gazon cât de cât ok și nu am tratamente, nu am mai dat azot. Însă nu e un gazon, niciodată nu putem să avem un gazon, mai ales în exterior, ca pe stadion, da? Pentru că acolo totul este închis, da? Și nu ai cum să ai un gazon perfect. Dacă ar fi, mai sunt unii care au gazon perfect, din punctul meu de vedere, însă te costă foarte mult tratamentele și așa mai departe, complexele. E bine, eu v-am mai spus, să am iarbă, da? Nu este chiar numai gazon pur, dar este iarbă verde, pot să mă bucur, ne poate oferi oxigen, ne poate bucura sufletele și în primul rând te poți descalța și merge aici oricând, da? Simți energia pământului, vibrația ierbii și așa mai departe. Deci este un gazon ok în aceste condiții, pentru că v-am spus la nici 5 cm dai de pietri și unde să se dezvolte rădăcina, da, ar fi să fac o investiție, să-mi cumpăr două, trei basculante de pământ negru, da, special pentru flori și să-l distribui în curte, după care să plantezi gazon, dar este altă bătaie de cap, te costă și acolo și așa mai departe. Bun, deci asta este curtea, aleea, ieșim la poartă și bineînțeles aici este grădina. Aici pe timpul știți foarte bine că în partea acolo, în fața, am avut magnolia, pentru că ea nu mai producea și în primul rând făceam, pe lângă faptul că era săraca strâmbă, făcea și multă mizerie, da, și în primul rând cele patru jardiniere, da, astea două de aici. De asta v-am spus atunci când savuram nesul mai devreme, că aici sub acea magnolie nu am mai pus flori pentru că umbrea foarte mult și florile nu cresc foarte bine la umbră și de asta am preferat atunci să nu cumpăr de la început. Și de asta, uitați, toate jardinerele sunt, da, două roșii, două gri. Aici nu am mai găsit culoarea respectivă atunci la Dedeman, că de acolo l-am cumpărat și am cumpărat gri. Nu contează, nici nu se deosebesc. Da. Bun. De totul este ok. V-am spus, jardinele au costat 14 lei și un pic, aproape 15 lei. Cele roșii, dacă nu mă înșel, sunt puțin mai scumpe. Nu știu, cu un leu, mi se pare. Dar ăsta e prețul. Nu știu acum cât mai costă. Foarte calitative, sunt special pentru flori. Bineînțeles, vă puteți pune și răsaduri, unii pun pătrunjel, pun chiar și căpșuni, fragi și așa mai departe. Plante ornamentale, fel și fel de plantuțe, da? Dar sunt foarte ok. Așa arată grădina, v-am spus, am trecut, am plantat gazon, am semănat gazon de fapt, chiar dacă acum nu se vede peste tot, a început să crească, uitați că luna trecută a fost o săptămână jumătate cald și a început să crească iarba, aici ieri am plantat după ce am semănat, după ce am plantat tuile, coniferele de tuia, am semănat-o deja gazon, trebuie să, bineînțeles că nu o să dea căldura. Și cam așa arată grădina, cei 36 de metri pătrați. Pe timpuri acolo, mijloc, v-am spus, am avut un păr foarte, foarte bătrân, nu mai producea și era foarte înalt. Acolo un liliac alb,
în urmă cu 20 de ani, dacă nu mă înșel, l-au tăiat bunicii și acolo v-am spus, am cumpărat tuburile, ați văzut de fapt în toate clipurile de anul trecut, la începutul verii, 3 tuburi. Aici o să știți foarte bine că la mine în zonă dai de apă la 1,50 m, 1,60 m, prima pânză fratică. Aici o să fac o fântână specială, uitați, sub acel tub am scos de fapt tubul, l-am eliminat, mai am 2 tuburi, o să le crep acolo, că nu pot să le scot, n-am nicio macara, nimic. Și acolo este un puț american un pic mai mare decât golul la jardiniere. Da? Și cum se bage acolo? Acolo dacă se înfundă, adio. Deci cel mai bine vă faceți fântâna asta care vă puteți băga în ele, dacă să le răniți, ca să le curățați sau pur și simplu altcineva. Dar dacă faceți aia un puț american, efectiv nu aveți cum, da? Nici cu utilaje și așa mai departe. Cine vine să-ți facă, te costă o grămadă de bani. Și cel mai bine așa, deci știți foarte bine că aici o să fac o fântână, mai am acolo la mijloc unde am grădina și mai am unde am livezele, da? Deci 3 fântâni. Și bineînțeles, ăștia când opresc vara apa de la rețea, atunci am fântână, pot să iric foarte bine gazonul și așa mai departe, da? Bag motopompa, pompa submersibilă, ce doresc și iric aici, am apă suficientă fără probleme, da? Deci aici când o să fac clipul, bineînțeles, când o să mă apuc de treabă cu acest proiect, o să filmez și o să vă las și imaginele de acum 2 ani, dacă nu mă știu, când am dărâmat primul tuc, că nu puteam să-l scot de acolo. Deci de asta sunt tuburile aici, când o să am și eu timp în acest an, sper până în vară să fac fântâna. Bineînțeles, aici o să vină o alee frumos cu flori și aici, oameni buni, am pus anul trecut la linie, uitați, jardinierele, sunt 12 insule, da? 60 de lăcașuri. Asta vă spuneam, deci am preferat să le pun așa, 2 și 2, da? 2 petale, 2 petale, 2 roșii, 2 gri. Și din 4 rezultă 5. E cel mai ok așa. Mi se pare cel mai frumos pentru că aveți 4 aia la mijloc, dacă reformează din alea 4 se formează încă un rotund acolo și puteți pune din 4 jardiniere 5, să faceți 5 și exact ca o floare, da? Petalele exact ca o floare și de asta am preferat așa. Puteam să le pun și pe lungime, să le pun suprapuse. Nu mi-a plăcut chestia asta și cam așa arată, da? Și asta vă spuneam. Deci acolo între gar și primul rând de jardiniere vine cărare. Între cele două jardiniere, cele două rânduri cărare, să am loc să mă desfășor, da? Să le iric, să tun gazonul aici, între jardiniere și tuia. Bineînțeles, spațiu și aici, așa arată tuiele, cum îmi place să, ca să le numesc. Uitați, o să vă las și imagini cu ceea ce am făcut ieri, a fost ceva de muncă, nu a fost ușor. Deci jardinerele între ele sunt la 1,5 m, am vrut să le pun astea fix în dreptul la jardiniere, da? Pentru că uitați, fix în drept, în linie, aici la fel, da? Uitați foarte bine, în momentul când o să crească gazonul, pot să mă bag liniștit de cu mașina, pac-pac, și tund cu mașina gazonul foarte, foarte rapid. Bineînțeles, pe acolo cu forfecuța, că nu poate să pătrundă mașina peste tot, este imposibil. Dar cam așa arată, oameni buni, și asta am renunțat la magnolie pentru că era și strâmbă, făcea și umbră. Umbrau cele 20 de flori. Deci v-am spus, vă puteți cumpăra bulbi, vă puteți cumpăra flori din la ghivece, le plantați imediat, puneți pământ negru. Și eu mai am câțiva saci, trebuie să mai pun și în primăvara asta. Acolo mai sunt câteva rădăcini rămase. Sper să dea, dacă nu, cumpărăm. Și cumpărați, înlocuiți florile preferate de câte ori doriți în fiecare an. V-am spus, pe timp de iarnă să nu afecteze cumva rădăcinile, pentru că jardiniera, pereții jardinierilor sunt foarte groși. Puteți pune o folie specială, încă ceva, da? Și nu aveți treabă să mai înghiți rădăcina. Și primăvara vă treziți cu florile. Bine, la noi aici, luna viitoare, vă dați seama. Asta. După cum bine știți mulți dintre voi, cei care mă urmăresc clipurile, acolo unde am plantat acum tuia, bineînțeles că am avut trandafiri, da? 12 sau 14 butași, nu mai știu exact, bine, i-am eliminat că erau prea apropiați, trandafiri pitici, nu erau din aceia agățători. I-am avut ani de zile, am avut și în spatele casei, mai am și acum, acolo vreau să vă spun că în spatele casei, în grădina din spatele casei mai am vreo 5 sau 6 în aceia pitici, deci foarte frumos trandafiri mici, ați văzut și voi în clipurile mele. I-am eliminat pentru că aici am avut în plan, da, trandafire sunt foarte frumoși și am avut fel și fel de sortimente, fel și fel de culori, erau foarte frumoși, însă aveau țepi și eu am preferat, de fapt mi s-a pus pata în urmă cu 2 ani de zile să-i elimin,
Era în plan, bineînțeles, să fac o pergolă aici, să-mi cumpăr trandafiri în acea cățărător, dar am renunțat la idee pentru că și acolo e mult de muncă, cel puțin la trandafiri ăștia care aveau spin, tențe, paie, de numai și am renunțat. Altă idee, care până în urmă cu un an am avut-o, am pus să-mi cumpăr, bineînțeles, trandafiri fără spin. Știți foarte bine că sunt fel și fel de sortimente, de la fel și fel de firme, sunt mai scumpi, într-adevăr, cu 10-15 lei butașul, trandafiri fără spin, nu mai aveai probleme, dar am renunțat pentru că mi-a zis să vreau să am și o tuie, să arate frumos, să am un conifer aici în curte. Nu am vrut brad, puteam să cumpăr și brăduleți, dar brăduți nu vreau să am. Am vrut să am tuia, este o tuia comună, ați văzut de fapt ce firmă, de la ce firmă e și cum se numește. E o tuia pe care, de fapt este o tuia comună, da? Cea mai răspândită în România și nu numai. Și o să crească în viitor frumoasă. Bineînțeles că am speranțe mari că o să se prindă, nu mă îndoiesc de acest lucru pentru că am făcut gropile mult mai mari și întotdeauna vă recomand. Pentru cei care nu știu, eu acum în acest clip trebuie ca să recunosc în fața voastră că sunt zero. Am habar, m-am documentat foarte mult, dar nu am avut niciodată tuia. V-am spus, am avut în urmă cu vreo 15 ani un conifer, nu mai știu cum se numea, seamănă cu tuia, mult mai deschis la culoare, mult mai verde, însă v-am zis, pisicile au rupt vârful, după care s-a rupt și am eliminat-o de acolo și aici nu am avut niciodată tuia. Deci, ca să ne înțelegem, eu v-am spus în clipurile mele, din experiența mea la pomii fructiferi și cu ceea ce am făcut cu utilajele, vă spun foarte concret, pentru că sunt foarte bazat și știu foarte bine cum, ce fac și ce vă explic. Însă în momentul când nu știu, eu nu mă bag și nu mă dau mare acum că cunosc, dar eu mă știu pe mine, eu învăț foarte repede și știu foarte bine exact ce trebuie să le faci, cum trebuie să le plantezi și așa mai departe. Dar sunt, cum ar veni aici în acest domeniu cu tuia nou, trebuie să îmi cumpăr, bineînțeles, când se vor dezvolta, vor crește foarte bine, trebuie să îmi cumpăr o foarfecă, da? În acea electrică e foarte ieftin, am văzut undeva la 100 ceva de lei, 200 de lei, trebuie ca să învăț, bineînțeles, ca să toaletez tuia, ca să le dau o formă, că nu se plantează și, bineînțeles, o lăsăm așa. Nu, că singură se tunde, se toaletează. Nu, trebuie să ajutăm noi, să-i dăm o formă și așa mai departe. Știți foarte bine că se toaletează, se taie vârful și în momentul când asta, cel puțin această specie, așa spune producătorul, până la 3-4 metri, poate și mai mare. Eu nu o să o las atât, o să o las 2 metri, e suficientă. Și uitați ieri ce am făcut, pentru că observați și voi în aceste imagini, am pus aici o protecție, arată foarte frumos, deci e ceva simplu, eu sunt cu chestia asta, cu simplitatea și cu ceva practic, da? Și arată foarte frumos, uitați, asta aseară l-am pus, nu am mai filmat pentru că eram foarte, foarte obosit, oricum a luat foarte mult timp, o oră aproape să tai sârmă, am avut, asta este o sârmă de la gard, această protecție, o sârmă foarte bună, nu e sârmă moale, e sârmă tare și arată foarte, foarte bine. Chiar îmi place la nebunie cum arată această protecție. De ce am fost nevoit să pun această protecție? Bineînțeles, pentru pisici. Am vreo 3 pisici jucăușe care se mai joacă noaptea prin grădină și putea, bineînțeles, să rupă coniferele de tuia foarte lejer. Și am preferat aici ca să pun o protecție, în primul rând, pentru pisici, dar în al doilea rând și pentru... O să mai bată vântul, vă dați seama. Și chiar dacă sunt foarte bine ancorate, bine depresate în pământ acolo, mai bine să au eu fără grijă decât să mi le rupă, vă dați seama, am dat și bani degeaba și am muncit foarte mult aici, chiar dacă pe clip se vede foarte puțin, am muncit aici foarte mult, însă am preferat să pun această protecție, nu am avut, din păcate, sârmă suficientă, pentru că puneam cât ținea tuia, da? Înălțimea plantelor, atât venea de fapt și această protecție, însă e suficient. E suficient ce am pus aici. Deci, în primul rând, pisicile nu mai poate să se ducă la, da? Nu mai poate să bage ghearele, să o afecteze și când bate vântul și, în primul rând, ea crește și dreaptă, da? Uitați să crește și dreaptă. Nu am mai pus, am preferat să nu mai pun un tutore sau, ați văzut cum sunt la orașe, câte trei în alea, pentru că pisicile, oricum, dacă puneam tot dădea cu laba, tot se jucau acolo, tot le afecta. Și, în al doilea rând, ele cresc foarte drept acum pentru că de jur împrejur au o protecție, da? Bineînțeles, la toamnă, când plantele se vor dezvolta, nu pot să le las așa, da? Ca să le îngrădesc așa, vă dați seama, ori cumpăr altă sârmă și pun pe o suprafață mult mai mare decât aici. De exemplu, aici am pus-o, ok, aici e și mai largă, da? Pentru că am avut, deci nu sunt toate la aceeași dimensiune. Am avut
De fapt, am tăiat-o la 1,40 m, iar la 1,20 m, și de asta vine mai largă, da? Și tuia trebuie să aibă și loc. Vă dați seama, când se va dezvolta, deci ori împrejur, atunci, evident, trebuie să schimbă. Să cred că la toamnă, cu siguranță, o să mai cumpără plasă și o să pun mult mai larg, da? Deci perimetrul ăsta, de fapt, tuia, ca să o îngrădesc mult mai larg, să aibă spațiu pentru dezvoltare, pentru că dacă o pun așa, vă dați seama, intră în sârmă și așa mai departe. Și în momentul când o să, o să iau această protecție, desfare acolo sârmele sau efectiv tai cu cleștele, cu patentul, și am rezolvat problema. Da? Deci, în primul rând, această protecție mi se pare cea mai simplă și cea mai frumoasă, da? Decât să pui pete și așa mai departe, cipci. Uitați ce frumusețe, deci ceva simplu și aspectos. Unul la mână dacă aveți animale, exclus aveți câini, da? Că și eu am câini, dar îi țin în padoc. Deci câinii nu, pentru că ați văzut, orice câine avea, orice rasă, orice talie, câinii îți distrug sapă, îți fac tot felul prin grădină, și aici vreau să am curte frumoasă, da, și grădină frumoasă. Pisicile tot la fel, dacă, mai ales dacă sunt pisici mici, pui jor de pisică și mai se joacă și se afectează, poate să desrupă vârful și așa mai departe. Și cea mai bună protecție din plasă, dacă puteți mult mai deasă, dacă aveți de fapt, dacă nu cumpărați, și uitați ce frumos arată, da? Și erisire corespunzătoare și îngrădire, o securizare optimă, ca să o numesc așa. Pisicile nu mai poate să afecteze pentru că se lovesc de asta, da? Bagă lăbuța pe aici, doar atât. Tuia crește drept, da? Nu mai trebuie să-i puneți untutoare. Și evident, atunci când bate vântul, nu mai există posibilitatea să se rupă. Deci asta e protecția pe care tot mă gândeam aseară, după ce am terminat de finalizată plantarea, ce să pun. Și uite, am avut norocul că am mai avut plasă în asta. Și uitați ce frumos arată, da? Deci asta am vrut să vă arăt, oameni buni, că se poate face. Prin acest clip am vrut să vă arăt, în primul rând, niște idei. Parcă acum a început să fulguie, da? A început să fulguie așa mărunt. Suntem la începutul lunii martie și o să vină acel ciclon. Deci nu am scăpat încă de zăpadă și de iarnă. De-abia de la 1 aprilie ne putem spune că am scăpat de iarnă. Dar acum, da, fulguie așa mărunt. Cam asta am vrut, oameni buni, să vă arăt. Am vrut să vă arăt, în primul rând, și în primul rând, niște idei de cum puteți să vă faceți o mică grădină frumoasă. V-am spus, aici o să am acea fântână, aleea, flori, și pe partea și pe alta, că de asta am făcut acel beton special pentru flori, dar uite că am mai pus așa în anii trecuți jardiniere. Am cumpărat acum jardiniere de beton. Avem flori frumoase, gazon. Am eliminat acea magnolie pentru că făcea multă mizerie și umbrea florile. Aici mi-am pus tuia, sper să se prindă. Și încă o chestie, v-am mai spus și în clip, și după ce am vorbit destul o să vă arăt și imaginile. Chiar și de anul trecut, când am cumpărat acolo, vreau să vă spun că am cumpărat pământ universal pentru flori, foarte bine la omer și așa mai departe, da? Deci nu trebuie să cumpărați pământ foarte, foarte scump. Vă cumpărați câțiva saci în funcție de câte jardiniere aveți, de câte chivece, și vă faceți treaba exemplar. Și v-am spus, eu, cel puțin în cazul nostru, le udăm unde irigăm plantele cu stropitoarea și pământul se mai lasă, da? Se mai intră în pământ, acolo nu am pus nicio folie pentru că, vă dați seama, trebuie să aibă o scurgere. Și din când în când mai cumpărați un sac de 2 saci de pământ, e foarte ieftin, și puneți ca să completați. Aceste imagini, oameni buni, sunt filmate în vara anului trecut, mai exact în luna iunie, atunci când am făcut această schimbare cu jardinierele și cu grădina pe care mi-am dorit-o de foarte mult timp. Este grădina nouă. Așa cum am spus puțin mai devreme, nu am putut să filmez chiar, să fac de exemplu un clip integral, pentru că a fost foarte multă muncă la stabilirea jardinierelor în această poziție, forma de floare, da? Și nu am avut timpul necesar, a fost foarte mult de muncă. Tot în aceste filmări o să vedeți cum arată jardinierele goale, cum arată umplute de pământ imediat după ce l-am umplut cu pământ. Până să plantăm florile, nici atunci nu am putut să filmez, că a durat ceva. Și tot în aceste imagini o să vedeți cum arată și magnolia pe care am tăiat-o, am renunțat la ea pentru că umbrea foarte mult, făcea mai mult mizerie. O să vedeți și trandafirii și pământul, bineînțeles, pe care l-am folosit. Este un pământ special pentru flori, un pământ universal. Florilor l-a mers foarte bine și la orice plante merge foarte bine. Îi priește pământul pentru că este un pământ special. Un pământ negru cu turbă și așa mai departe, mai multe vitamine complexe. Deci așa arăta. În aceste imagini o să vedeți exact cum am pus pământul și cum arătau jardinele umplute cu pământ. Tot ce v-am spus, da? Filmate vara trecută, în luna iunie.
De exemplu, aceste imagini sunt filmate, oameni buni, la începutul anului. Să nu mai pierd timpul, am vrut să mă apuc de treabă cât mai devreme. Sunt filmate în luna ianuarie 2024, evident. Și am vrut în primul rând ca să-mi ușurez munca, pentru că acești trandafiri, nu știu dacă mulți dintre voi cunosc, cei care au scos sau au replantat trandafiri știu foarte bine, trandafirii pur și simplu au rădăcinile foarte, foarte, atât rădăcinile principale cât și rădăcinile secundare, au rădăcinile exact cum are vița de vie, deci niște rădăcini foarte viguroase, foarte profunde și e foarte greu să-i scoți. Bineînțeles, am folosit săpătorul, am scos tot coletul, toate rădăcinile, fiecare firicel de rădăcină, pentru a-mi ușura în primul rând munca din această primăvară, atunci când am băgat motosapă. O să vedeți puțin mai târziu imaginile, dar la începutul anului am vrut să mă scap de resturi, să nu mai am absolut nimic, să fie pământul curat. Și bineînțeles că la începutul lunii martie, luna asta, am băgat motosapa și am făcut această schimbare în grădină, bineînțeles când am plantat uia, da? În locul trandafirilor. Deci acum niciun rest de trandafir, am mai găsit și câțiva bolovan, câteva pietre, pentru că v-am spus aici pe timpuri a fost rău și am făcut acum pământul curat, totul este ok, plantele sau gropile s-au făcut pentru tuia exemplar, nu am avut niciun fel de problemă. Și întotdeauna vă recomand, dacă aveți ceva în plan, să faceți, de fapt ca să scăpați de rădăcini mult mai devreme, să vă ușurați munca. Așa am procedat și eu și luna asta când am plantat coniferele de tuia, mi-a ușurat efectiv munca pentru că nu am mai făcut asemenea operațiune. Uitați, oameni buni, am mai avut 8 trandafiri, 8 resturi, de fapt, cu tot cu sistemul radicular. Și uitați, trandafirii, ce rădăcini viguroase poate să aibă, la fel ca vița de vie, da, seamănă foarte mult. E ceva de muncă, pregătesc pământul și la primăvară fac două treceri cu motosapa, execut gropile și după care o să plantez tuia. E muncă. Rădăcinile care mai rămân, bineînțeles că alea putrezesc,
și în timp dispar.
Vreau să vă arăt ceva, oameni buni. Exact ca la pomii fructiferi și tuia, chiar dacă multe persoane vă arată eronat din punctul meu de vedere, este o mare greșeală să puneți tuia cu pământul, cu coletul, da? Exact cum o luați în ghiveci, dați ghiveciul la o parte și scoateți tuia. Mulți fac greșeala să-l pun așa, cu acel pământ, dar uitați că nu este adevărat. Exact ca la pomii fructiferi, sunt anumite rădăcini, da? Sistemul radicular este destul de bogat. Sunt multe rădăcini, bineînțeles, care am găsit și aici, rupte, deteriorate, da? Uitați, îndoite, unele chiar moarte, bolnave și nu puteți de fapt planta tuia în acest fel, da? Uitați aici, am fasonat cu acea foarfecă, pentru că eu am pus aici un pământ galben, lut mai exact, clisă și foarte puțin pământ negru, da? Eu mi-am cumpărat, bineînțeles, pământ special pentru conifere și evident că am procedat în acest fel. Deci, cei care vă spun să plantați tuia cu pământ, ei nu știu despre ce e vorba. Dar uitați, rădăcinile sunt fasonate, pentru că de aici imediat vor da alte rădăcini. În timp, da? Dar imediat se vor pune pe treabă. Trebuie să irigăm foarte bine în primele 2-3 săptămâni, după care, atunci când este nevoie, când nu plouă și așa mai departe. Dar în primele 2-3 săptămâni, trebuie să irigăm corespunzător, zilnic, da? Uitați, rădăcini viguroase, bineînțeles că o să le hidratez. Au fost deja udate, pentru că ieri mi-au sosit cele 6 bucăți de tuia.